Capitolul 4. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scrie, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Vasile, pentru cei care nu mă cunosc și îți fac rugăciunea Domnului Iisus și evangelizarea pentru ei. Vă rog frumos din suflet să mă lăsați Domnul Iisus să mântuiască suflete, dragii mei. Minută și viața mea, dar Domnul Iisus mi-a evangelizarea și nu spuneți-vă înainte cu puterea care o am. În urmă cu 9 ani eram în lume, eram necăcăit, dragii mei, și mă legam după lucrurile pământești, credeam că sunt răspătăreți și norocos, Domnul Iisus purta de grijă. M-am realizat pământește, dar sufletește, eram foarte zdruncinat, ca să spun așa, și tot m-am rugat disperat și am mers pe la pot, am mers pe la mijloc să fac ceva cu viața mea. Și în disperare, am ajuns să am plecat în rinichii, am ajuns în spital, între viață și moarte, mi s-au plecat rinichii, credeam că o să mor, eram foarte disperat și am plâns și m-am rugat cu lacrimi la Domnul Iisus și l-am rugat frumos să mai dea viață. Și am făcut o juruință atunci că dacă mă va vindeca, o să mă pocăiesc și o să-i cânt cântări de laudă. Și care mă rugați pentru cei dragi. Domnul Iisus are un timp când el lucrează, dragii mei. M-a chemat la vârsta de aproximativ 19-20 de ani și am refuzat chemarea și s-au acumulat păcatele până la vârsta 38 de ani și după aceea păcatele de repetit pe suferință și nici nu vreau să vă spun din ce voi adânci am trecut, dar sunt o mărturie vie în fața noastră că Domnul Iisus mai lucrează și în zilele noastre. Să vii să fie. Și mi-a rog din toată inima ca să mă susțineți în rugăciune ca să-mi primesc ceea ce am jurat, pentru că sunt așa lupte în viața mea și Domnul tot îmi spune să merg înainte, aștept putere de la Domnul că mai sunt împotrivit, Domnul tot mă instruiește și mă țin de ceea ce îmi spune Domnul și merg înainte, fac cât pot, dar faptul că am jurat nu pot să mă opresc, dragii mei. Și vă rog frumos în continuare, când vă aduceți aminte de mine, să vă rugați ca Domnul să mă țin în picioare. Cei care n-ați făcut cu Domnul Iisus, dragii mei, la urmă să rămâneți, vă rog frumos, și am aici Noul Testament, mărturisirea mea, cântări gratis, eu le iau bani și ies în lucrare nici pentru cântările care le primesc de la Domnul. Domnul m-a văzut așa că darul este a Domnului și a bisericii și mai înspre să nu iau bani pe nimic. Toată cinstea și slavă să fie a Domnului. Domnul să-l binecuvânteze. Domnul, pus pe inimă să cântăm o cântare, sunați de ceam din Sion și văd că aici nu e nevoie ca să vă treziți, să sunteți treci. Să vi se fie Domnul Iisus, că mai are sfinți. Cei ce-i dor, umpleți-vă cu Duhul Sfânt.
pregăti, dragii mei, mult nu este, dragii mei, și la venit Domnul Iisus. Vreau pus pe inima să fac câte o cântare, eu așa am înțeles în fratele și mi-a spus că tot două să pregătesc și să fie spre slava Domnului toată. Amin. Cântarea spune așa, fii mereu cu ochii în sus, cu al lui Hristos mireasă, că e aproape ziua când să pleci sus la el acasă.
Thank you.
să privim viață, Adam a fost înșelat, de Domnul nou ascultat, din rai a fost alungat, că el a făcut păcat. Realizezi tu, măi creștine, ce-a făcut el pentru tine, și-a dat viața pentru noi, ca pe veci să fii mai săi, și-a dat viața pentru noi, ca să fie copiii săi. Dar Domnul Iisus Hristos, El este mirele nostru, pe noi a răscumpărat, care ne-am botezat, viața lui ne-am predat, noi îl așteptăm pe el, să ne ducă sus în cer. El ne aduce sus în cer și vom fi pe veci cu el. Te așteptăm, Iisuse drag, noi te așteptăm să vii, să ne duci, Iisus iubit, cu tine în veșnicii. Dă-ne din puterea ta, când vii să putem zbura. Te așteaptă biserica, așteaptă mireasa ta, ca să vii să ne răpești, sus în slăvile cerești, ca să vii să ne răpești, acolo unde domnești. Traumene, jaie, traumene, valus, silenogram, te velus, eman, elimanogram, te velus, eman, peramantus, tamia, valus, dimene, grae, aune, nebel, sanaie, valus, dimene, grante, valus, dimene, grae, aune, nebel, astfel zice Duhul Sfânt, suflete de bărbat, câtă vreme vei alimenta candela cu un de lemnul sfânt, elamantus, tamia, valus, dimene, grante, valus, dement, multe suflete se vor mai lumina, câtă vreme vei asculta glasul Domnului, și vei sta la ascultare față de vocea Domnului. E ca mi-a velte zimenogrante, valus de mand, multe suflete vor veni la viață și la mântuire. El imanogrante, valus zimenograe, calmene, valus de mand. Peramantus, tania, valus zimenograe, calmene, vel. Și nogorul Domnului vor mai intra suflete, zice Domnul, Naomene, valozime, negrante, valos, deman, pentru a se completa numărul de plin. Elamenogrante, velozime, negrae, almene, valos, deman. Preot, manovelte, zimenogrante, vel lucrul acesta. Și lucrarea aceasta este mai mare decât toate lucrările care se mai fac pe pământ. Înțelege, zice Domnul, că este o lucrare mai mare decât toate lucrările care se mai fac. E camia valte zimenograe, almene valozimenograante, velozima, preot meno valozimenograe, almene vel. Dacă sufletele se vor mântui, zice Domnul, și vor ajunge la viață veșnică, sunt mai mare preț decât tot aurul pământesc. E la menograante valozimenograe, almene vel. Nu pun niciun preț, zice Domnul, și nicio valoare de pe lucrurile care vor peri în curând, dar sufletele care se vor mântui vor avea un mare preț, o mare valoare. Fii trea și vegheator în direcția aceasta, zice Domnul, și în lucrarea aceasta, pentru că este o valoare mare și un preț mare, zice Domnul. Cheamă-l pe Domnul,
în lucrarea și în ogorul în care ești chemat. E cania vei pe zimeno graet ale mene velo zeman. Și gândul acesta să te însuflețească în toate lucrurile, zice Domnul, că astfel vei vedea mâna Domnului într-o măsură mai mare, vei vedea planul celui Sfânt într-o măsură mai mare și vei putea depune mari mărturii. E cania vei pe zimeno grante valo zeman. Ale mene velo zimeno grante valo zeman. Și în numele Domnului se va proslăvi. E canante paro de velte zimenogrante valo zeman. Ale mene velo zimenograit, ale mene vel. Manai de velo zimenegrante val. Mărire celui viu. Glorie celui viu sanare. Sarul tău de lumină. Să luminează viața noastră de fiecare zi.